Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului. Ce poate fi mai frumos decât atunci când te trezești și ești bine dispus, nu? Bine dispus și ne-am trezit răcu cu toții în dimineața asta, sau cel puțin așa sper eu din tot sufletul. Iar vremea de afară nu ne poate indispune. Doar Cătălin, adică nici el nu poate fi prost dispus de la această oră. Omul, ca să fie sigur pe treabă, a cerut publicitate încă de la prima strigare a dimineții. Puțintică răbdare, știm foarte bine că avem timp pentru toate și de toate. Ideea este că, după cum spuneam, vremea asta nu tocmai frumoasă, nu va reuși să ne strice buna dispoziție. Și trebuie să știți dumneavoastră, stimați telespectatori, Angela, ai cuvântul imediat, trebuie să știți dumneavoastră, stimați telespectatori, că deși va încerca vremea asta să ne facă tot felul de șicane în perioada următoare, adică două zile plouă, o zi stă, două zile plouă, o zi stă, tot nu o să ne deranjeze foarte mult, pentru că îmi dau seama așa cam totuși, doamne, ține cu noi. Mi-aduc aminte că a început anul și auzeam pe unii explicându-ne că va fi seceta de pe lume în vara asta, va fi rău de tot. Și mă gândeam că noi ca nație avem mare nevoie de agricultura asta, adică să mai supraviețuim. Că toți, așa, începând de la președinte, care o fi fost din 90 încoace, și până la ultimul ministru, care o fi fost din 90 încoace, unul n-a făcut ceva așa mai serios pentru agricultura asta. Nu am cunoștință să fi rămas așa, să fim obligați să-i facem statuie lui, decât a făcut pentru țărișoara asta. Doamne, ne ajută, adică dă cu ploiță. Și va ploua zilele următoare, așa cum scrie la carte, astfel încât nu cred eu că până la urmă se va mai adeveri acea prognoză cu mari probleme în ceea ce privește cantitatea de precipitații și implicit cu recolta ce o vom strânge noi undeva la toamnă. Drept pentru care chiar și o vreme mohorâtă, până la urmă, ne face să zâmbim și să ne gândim că de totuși e de bine. Da, va trebui să fie frumos în acele zile de vacanță pe care le aveți. Și eu încă de pe acum vă doresc ca în vacanța dumneavoastră să nu aveți strop de ploaie sau să nu vă strice ploaia vacanța. Bună dimineața, Angela! Bună dimineața! Vrei tu să spui ceva? Da, vreau să-ți spun că avem avertizare de ploi torențiale și grindină astăzi și mâine în județ. Da. Și grindina cam de cât? Cât o nucă. Cât o nucă? Ai grijă ce prognozezi tu acolo, pentru că la grindina cât o nucă vor trebui oamenii să iasă cu plapumele să-și protejeze mașinile. Adică, ai văzut cetățeni de ăștia? Da. Cu pături, da. Foarte interesant, adică eu nu înțelegeam prima oară când am văzut că, știi, ploua, fulgera un pic, dădea o grindinică mică și îl vedeai pe om că fuge cu plapuma să învelească mașina. Da, eu mă gândesc, eu fi frig. Nu râde, Cătălin. Dar e de la mașini, știi, adică de la mașini și mașini. Cum ai tu, cum am eu. Dom'le, nicio. Dar când dai o grămadă de bani pe mașina aia, mai ales în credit, știi? Era o perioadă în care nu, erau unii, sufereau să aibă o mașină și făceau credit de nu știu cât. Când ți-ai mașină la multe mii de euro, normal că la un moment dat pui și clapuma pe deasupra. Dar, în fine, asta face parte din tradițiile și obiceiurile din nordul Moldovei, din Bucovina, nu? Sau cum? Spune că e bine că plouă și nu vom avea secetă, dar dacă plouă torențial și cu grindină, s-ar putea să strice culturile și să nu fie tocmai în regulă. Și tot nu o să avem producție mare dacă se întâmplă așa. Da, da, din câte am înțeles eu, în Moldova s-a implementat un sistem de ăsta anti-grindină. Mă gândesc, știu eu, pe unde? Oare unde? La Iași? La Iași? Acolo? La Huș? A? Deci Moldova au fost niște bani pentru sistem de ăsta, anti-grindină. Dar l-au pus acolo, lângă Iași. Nici o problemă.
în zonă. Dar CME, Iași, CME, Suceava, nu? Adică dacă acolo dă, nu dă grindină, e bine, nu? La Suceava, nu, vrem, cum se cheamă asta, macro-regiune. Avem anumite foarte bune. Obiectiv Crainou și monitorul sunt zerele pe care le avem la dispoziție și nu știu, e mititică știrea asta, dar mie mi se pare mare de tot. Comanda IPJ Suceava preluată de comisarul șef Viorel Onea. Pentru două săptămâni, da. Dar unde e... unde e Marcean Colman? I-a expirat termenul ieri și da. A intrat în concediu de odihnă, mm-hmm. iar două săptămâni va fi înlocuit de comisarul șef Viorel Onea. Am înțeles. Domnul Viorel Onea de unde e? Din... Da? Era, cred că, în sistem. Nu era, era din ce știu eu, da. De unde? Din Dărmănești? Din, din județul Suceava. Bun. Glumim sau mai și glumim. Oricum, trebuie să spunem că numirea asta la șefia Inspectoratului de Poliție Județean Suceava e... știm foarte bine, s-a tot întâmplat cu mult cântec, cu domnul Ioan Cușor Todiruț. În fine, a fost oarece deranj pe linia asta, n-are sens să comunicăm foarte mult, pentru că cei care sunt interesați de fenomen au reținut la momentul respectiv. Ideea este că, eu vă spun sincer, după ce am avut evenimentele astea deosebite în ultima perioadă, mă gândesc la festivalul de topoare de la... Patru mese. Așa îi se spune în folclor respectivei locații de alimentație publică. Deci după ce am avut festivalul ăla de topoare, eu aș interpreta-o mai curând ca... nu semnal de alarmă, ca nu știu ce, adică orice schimbare mă gândesc că are și un iz sau cel puțin i se trage ceva și de acolo. Pentru că eu nu pot să cred că poliția, având în vedere că are la ora actuală foarte multe lucruri comune și mod de a lucra cu ceea ce vedem inclusiv prin filme, da? Cu infiltrări în mediul acesta interlop, ca să spun, eu nu pot să cred că nu aveau informații că e posibil să se întâmple o nenorocire de maniera asta, dar rămâne să se facă anchete serioase din punctul ăsta de vedere și să aflăm rezultatul până la capăt. Oricum, șefia Poliției Județene reprezintă o miză foarte mare, încheie Sandrin Ioneagu în articolul acesta de care vă vorbesc. În interesul numirii noului inspector șef sau în jurul numirii noului inspector șef este un mare interes, așa. Nici politicienii nu sunt dezinteresați de acest subiect, iar un rol important în privința numelui viitorului șef al IPJ Suceava îl vor avea și politicienii aflați la putere în acest moment. Domnul Paul Rusu, nu? Sau cum îl cheamă pe... Nu? Nu, e, Ovidiu Rusu e la... acolo, e la... Nu, mă gândesc, cum îl cheamă pe ăsta, la PC? Paul Rusu, dar nu mai este președinte PC Suceava. Păi nu, de asta de a venit în locul lui. Cum îl cheamă? Mihai Neagu. Neagu. Da? Deci Neagu, senatorul Mihai Neagu, va avea un cuvânt de spus în numirea, nu? Greu, aș spune. Un cuvânt greu. Da. Dacă așa trebuie, așa, e super în regulă. Da, deci domnul Mihai Neagu, care la jumătate, la cât timp, la 3 luni de când era la putere, spunea că cineva trebuie să ne dea puterea, nu? El are un cuvânt de... Deci, super tare, adică... Păi dacă a luat-o acum... Da. Obiectiv. Proiectul de modernizare a aeroportului Suceava sufocat de conțopiști. Eu v-aș pune să mimați conțopist. Asta ar fi cum jocul ăla din copilărie, mim. Da? Mimați conțopist. Deci,
Nu știu dacă, eu îi apreciez pe colegii mei la Obiectiv, dar nu știu dacă ăsta e titlul corect. Proiectul de modernizare a aeroportului Suceava sufocat de conțopiști. Nu, eu aș pune alt titlu. Ei încearcă prin orice variantă posibilă să oprească singurul proiect care ne-ar mai da o gură de oxigen, o șansă de supraviețuire. Da? Cine? Ei. Ei! Da. Contractul de finanțare pentru proiectul care părea la un moment dat a fi cea mai mare realizare din ultimii ani a Sucevei a fost semnat la finele anului 2011. Birocrații care se dau peste cap și care dau peste cap proiectele și se fac de tot râsul aprobând parcuri în păduri și săli de sport în pustietăți, se scarpină în cap de aproape 2 ani și încă mai au de studiat hârtii și au cerut clarificări amânând demararea lucrărilor la aeroport. În acest timp, la Iași, deși s-a ratat finanțarea europeană nerambursabilă, sunt mai mari șanse decât la Suceava să se finalizeze modernizarea aeroportului. Iar dacă asta duce la pierderea unor contracte cu operatorii aerieni, care vor fi mai interesați să aibă curse la Iași spre diferite destinații externe și interne decât la Suceava, nici nu știu cui să mulțumim. Da, din inimă partidului, nu? Că așa era înainte de 89. Măcar știam că partidul e în toate, în cele ce sunt. Dar în situația asta, eu vă spun sincer, aproape că sunt liniștit, adică oricum nu mai avem nicio șansă, da? Suntem precum mielul la tăiere. Nu știu dacă are să ne mai agităm noi foarte mult, soarta ne este pecetluită, nu știu dacă avem noi ceva de povestit în ecuația asta. Știți cum? Poate doar atât. La un moment dat, cei la Botoșani ne propuneau să se numească aeroportul Suceava-Botoșani, nu? Da. Noi am refuzat. Prin vocea președintelui Consiliului Județean Cătălin Nechifor, noi a refuzat această colaborare. Se numește aeroportul Ștefan cel Mare, nu? Da. Suceava Salcea. Salcea. Da? Foarte frumos. Știți ce o să facă ăștia de la Iași? O să-și numească aeroportul, o să pună sufix Ștefan cel Mare. Deci aeroportul Iași, cum s-o chema el, Alexandru Ioan Cuza, Ștefan cel Mare și a finanțarea din partea asta și-a mutat acolo. Deci, la nivel de an 2013, mai credem noi că conțopiștii fac figurile astea? Să avem pardon. Nu ei. Ei execută niște mișcări. Să-mi spune mie cineva că dacă premierul României, Victor Ponta, dă o dată cu pumnul în masă, băieți, de ce nu dați drumul la lucrarea aia la așa? Conțopiști ăștia ar mai sta... Să mai analizeze hârtii. Da? Crede cineva lucrul ăsta? Că dacă premierul sau ministrul de resort ar spune, domne, hai! Adică nu, domne, hai. De ce nu merge treaba acolo? Păi că să vezi că... nu există așa ceva. Deci... titlul ar trebui un pic altfel pus, ei nu dau drumul la lucrare și ar fi treaba cât se poate de ușor de rezolvat din momentul imediat următor. Adică măcar eliminăm și noi un subiect, nu ne mai ofticăm de pomană. 8800 de elevi așteaptă încă din septembrie decontarea navetei. Elevii suceveni navetiști sau elevilor suceveni navetiști nu li s-a mai decontat transportul la începutul anului școlar, iar suma care trebuie plătită se ridică la 7.370.047. Parcă ar fi un număr de telefon. Asta înseamnă cât? 7.370.047 de lei. Asta ca să vă spunem suma exactă. Cu alte cuvinte, și cei care au de dat, nu? Știu exact cât sunt datori. Dar dacă n-au, nu ce poți să-i pui la bicicletă? Nu? Cei peste 8800 de elevi navetiști suceveni și-ar putea primi banii maximum 3 săptămâni potrivit declarației făcute de Ministrul Educației. Dar acum știți cum e cu declarația făcută de Ministrul Educației? Da, e o declarație frumoasă, nu? Dar dacă discutăm de bani, care e declarația care te interesează mai mult? A ministrului educației sau a ministrului de finanțe? Că dacă știi, era unul Remeș, acum l-au strâns, l-au cules, că era periculos. Dar exemplarul ăsta era foarte interesant. Când ajunsese el într-o perioadă ministrul al
Come si dice? Ministrul al... Ce ai, băi, Angela? A venit invitatul și vreau să... A, du-te acolo, pe, du-te la el, na. Că după el. Păi zi așa, dar... Dintr-o dată începe să agite, să mă încurce aia pe mine. Dă-mă imaginea, păi. Așa. Îți mulțumesc, Cătălin. De extraordinar. Spuneam că era ăsta Decebal Traian Remeș și avea o replică care de acum era celebră. Dom'le, avem nevoie de bani la educație. Bam! Avem nevoie de bani la sănătate. N-am! Avem nevoie de n-am bani! Deci el era ministru de finanțe? N-am bani! Ce să mai povestim? Cam asta a fost o anumită perioadă. La fel e și acum. Pe mine mă interesează mai mult ce zice ministrul de finanțe. Eu nu știu, știe cineva cum îl cheamă ministrul de finanțe? Nu. Cum? Cașcaval. Pe mine mă interesează ca acești copii să primească banii odată. Așa, să primească banii. Da. Angela e nervoasă. Acum. Da. Să primească banii. Ați înțeles, să primească banii. Dacă n-am. Dar cum au putut acești copii să meargă să facă navetă atunci? Ei de unde au? Au părinților părinți. De unde au? Tu n-ai plătit, adică părinții tăi n-au plătit fondul școlii? N-au plătit atâtea? Ce tot vorbim? Dar eu am făcut școala la Fălticeni și aveam naveta de pe o stradă pe alta. Am înțeles, deci aia nu se cheamă naveta, aia e naveta Challenger, naveta Discovery, naveta de care vrei tu, da. Problema e una... Cât se poate de simplu. Tot am auzit, domne, în România învățământul este gratuit. Hai nu pe bune. Deci de când eram în perioada comunistă, la clasa întâi până unde vreți dumneavoastră, întotdeauna se strângea un fundul clasei, o treabă, mai avea de plătit o cotizație, de când e așa de gratuită? Fondul școlii, fondul clasei? Genere, păi fondul clasei, fondul... stai că bă, într-o perioadă au dat drumul și pe asta cu fondul clasei, fondul școlii. Dom'le, trebuie o igienizare, trebuie o... Acum am văzut că ministrul a zis, băi, știi ce? Hai mai bine să-l facem legal, nu? Că dacă îl facem legal, atunci omul știe. Băi, am atâta de plătit. Sau, cum ar veni la învățământ, o variantă de coplată, nu? Coplată în învățământ. Păi nu, dar trecem atât de ușor peste niște decizii de-astea foarte importante. Coplată în sănătate. Deci, principial, eu sunt super de acord. Dar mi-a explicat un om, capul pe umeri, care e atent la detalii de astea, că coplata în sănătate e o mare mizerie. Zic, cum vine asta? Și mi-a explicat omul că se poate declara. Una este să îți accesezi și să ai oportunitatea sau posibilitatea de a îți face anumite pachete de sănătate, pachete medicale de sănătate. Bună dimineața, bună dimineața. Bă, da, ai zis cu un invitat, mă. Tot ISU vine încoace. Bună dimineața. Da? Deci una e să-ți faci pachete și alta e varianta asta, coplată. Nu e în regulă. Nu e în regulă și lucrul ăsta este mare cât China. Și înseamnă, practic, impozitare încrucișată pentru același serviciu. Și pe aici discutăm de principii și de aici te-o dăm în alte bălării. O informație extraordinară vine din domeniul sportului. FRF a anunțat aseară că sportul studențesc nu mai este programat să joace meciul de astăzi cu Rapid Suceava pentru că are datorii și nu a plătit indemnizațiile arbitrilor. Meciul era programat astăzi la ora 18 pe stadionul Dinamo și conta pentru penultima etapă a ligii a doua. În aceste condiții, Rapidul teoretic a câștigat meciul cu 3-0 și se poate considera salvat de la retrogradare. Bun. Până aici, asta e informația. La ora 18-19, când am auzit prima oară informația asta, vă spun sincer că exultam. Da, adică era exact ce vă pomeneam încă la bun început de emisiune. Doamne, Doamne, are grijă de noi. Adică, Doamne, divizia B, Suceava merită, da. N-aveți echipă, n-aveți aia, da. Eu vă țin în divizia B. Cum? Găsesc eu o chichiță. Și până la urmă a găsit, Doamne, Doamne, chichița asta. Dar,
Deci eu de aseară aveam clar scenariu. Deci avea grijă de noi omul, nicio problemă. Păi da, am căutat pe toate site-urile, nicio informație pe linia asta. Păi da, nicio informație. Pe la ora nu știu cât, reușesc să găsesc cumva o sursă oficială. Informația sună un picuț cam așa. Pe site-ul federației nu arată care e arbitru la meciul respectiv. Deci e posibil ca Gogu de la sculărie, care are de băgat arbitrii pe site, să-i fi sărit meciul ăsta din taste. De aici o întreagă tevatură, că l-au sunat ăștia imediat pe Shiman. Doamne, nu ești programat! Doamne ferește! Știi, apela la aceeași sursă de încredere. Doamne ferește! Cum adică? Trebuie să fiu programat și scandal și dă-i de aici. Totul s-a fi întâmplat după ce a plecat ăsta și a închis calculatorul. Poate vine în divin. Ăștia noștri mă gândesc că la cum am văzut de nenumărate ori și câte chestii au circulat prin presa locală, ăștia dacă tot au rămas în divizia B, cred că au pornit cheful. Da? Păi dacă au ajuns, am înțeles că au ajuns pe la București. Sunt acolo la București, doamne, nu mai jucăm. Hei! Nu? Ra! Bun. Se trezește Gogu de la FRF, bagă arbitru care, hai să jucați. Ce, băi? Să avem pardon, dar eu până, știți cum e? Ca Neamțul, până nu mă văd că s-a fluierat de final și îmi dau ăștia diploma cu 3-0 în meciul direct cu Sportul, eu n-aș pleca de acolo, eu aș sta pe stadion. Doamne, s-or mai strânge vreo 15 copii, arată legitimații, suntem la Sportul, vrem să jucăm, uite, avem și arbitrul nostru. Nicio... Ok, oricum obiectivul ne dă această veste mare de tot, o pleașcă mare cât casa salvează Rapidul de la retrogradare. FRF a anunțat aseară că Sportul Studențesc nu mai este programat să joace meciul de astăzi, pentru că nu și-a plătit, după cum spuneam, indemnizațiile arbitrilor. Meciul era programat la ora 18 pe stadionul Dinamo și conta pentru penultima etapă a ligii a doua. Nimic mai frumos, îmi vine să citesc de vreo 20 de ori știrea asta, doar lui intra și altora în cap. Și acum să-l luăm după aia în răspăr pe toate alea care erau înainte. Jucătorii la Rapid CFR au făcut și au dres, da? Bun, mai trebuie să păstrăm vreo 3, restul fie vorba între noi, vorba lui la Dinamo. Afară și cu asta, basta, de făcut echipă, că așa nu se mai poate. Din toată echipa doar 3? De păstrat? Pe care, unul singur sau doi cu buletin din afara județului, în rest numai pe aia din județ aș ține. Pe bune. Am înțeles. Ai înțeles? Da. Asta e ce aș face eu. Da? Ce fac alții e treaba lor. 35 de milioane de euro mai sunt necesare pentru definitivarea modernizării rețelelor de termoficare a Sucevei. Eu zic mai bine cumpărăm alt oraș cu banii ăștia. 35 de milioane de euro. Nu? Ne cumpărăm un cartier. Deci Suceava. Cumpărăm și noi un cartier în Iași. Ne mutăm acolo. În acest an vor fi alocate 3,3 milioane de lei, 2,3 milioane de la guvern, iar 1 milion va fi asigurat din bugetul local. Sper ca până la finalizarea acestui mandat voi lăsa Sucevei un sistem de termoficare modern, a declarat primarul Ion Lungu. Da, îi mulțumim pentru grijă pe care ne-o poartă din punctul ăsta de vedere. Eu unul personal și cred că și mulți dintre dumneavoastră deja am accesat la varianta microcentralelor de apartament, care par a fi un pic mai în regulă dintr-un anumit punct de vedere. Oricum, acest sistem de termoficare modern nu va mai fi modern peste 15 ani, așa că tot acolo ajungem. Primarul Sucevei a precizat că în strategia de termoficare a orașului este inclusă și partea de producere a energiei termice, Ion Lungu dând asigurări că noua centrală pe biomasă va fi dată în folosință în jurul datei de 9 noiembrie. Totodată el s-a delimitat de unele poziții oficiale ale unor consilieri locali care săptămâna trecută spuneau că nu ar fi în regulă proiectul noii centrale, spunând că niciun particular nu își bate joc de banii săi sau de ai băncii pe care îl finanțează. Ion Lungu este de părere că, așa cum am spus, cum în multe localități din ceea ce a spus, stai băi, fii atent ce a făcut aici, de ăsta e Dan Pricope.
Ion Lungu este de părere că așa cum în multe localități din ceea ce el a spus ca fiind lumea civilizată, sistemul centralizat de termoficare este cel susținut. Tot așa va fi și la Suceava. Nici măcar nu găsesc de unde ai citit. Mai spre finalul articolului. Sper ca până la finalizarea mandatului să lase un sistem de termoficare modern. Foarte important, foarte frumos. Rămâne să și vedem dus la bun sfârșit sau la îndeplinire această idee. Îmi place perspectiva în care pune Craiova, ai exact aceeași situație. Suceava mai are nevoie de încă 35 de milioane de euro. Nu? Dar e mult mai... sau cumva e parcă e mai corect spus așa. Doamne, mai trebuie cât? Vă 35 de milioane de euro. Au cu 35 de milioane de euro ce aș face? Vai, vai, vai ce aș face. Începând din 2004 și până în prezent, sistemul de termoficare sucevean, în acest sistem au fost investite inclusiv în cadrul proiectului Suceava Utilități și Mediul la standarde europene, nu mai puțin de 25 de milioane de euro. Deci mai trebuie încă 35. Încă pe atât, plus încă un pic. Da, mai bine cumpărăm un cartier în Iași și ne mutăm acolo. La marginea Iașului. Că... păi da, dar nu poți să cumperi un cartier în centru. Ne mutăm toată Suceava în Iași și cu asta. Peste 170 de pacienți cu hepatită virală așteaptă verdictul CNAS pentru tratamentul cu interferon. Deci CNAS-ul a devenit așa ca un fel de tribunal, nu? Adică ei decid care trăiește și care nu. Tratament cu interferon. Adică e un pic de complicație aici. Aproape toate dosarele depuse la Casa de Asigurări de Sănătate Suceava pentru tratamentul cu interferon al hepatitelor virale au fost rezolvate sau se află în curs de rezolvare la Comisia de Specialitate de la CNAS. Din cele 256 aflate pe liste de așteptare în luna în februarie, noi dosare ale unor pacienți care au nevoie de tratamentul cu interferon pentru a se vindeca de hepatita B, C și D sosesc însă în continuare. La Casa de Asigurări se fac toate demersurile necesare pentru a asigura acest tratament, astfel încât să nu înregistrăm liste de așteptare în perioada următoare. A declarat șefa CAS, doamna? Adela Băișanu. Corect. Deci, dacă în urmă cu ceva vreme soțul domniei sale salva blocul de pe Mărășești oferindu-i căldură, acum doamna Adela Băișanu va oferi tratamentul cu interferon pentru cei bolnavi de hepatita B, C, D și așa mai departe. Cu alte cuvinte, avem mare, mare noroc. Încă o spravă incredibilă a procurorului cu 4 clase. A ordonat percheziții șefului polițiștilor. Și a efectuat șeful. Nu. Acum, apropo de prima știre pe care am furnizat-o în dimineața asta, și anume că în momentul de față comanda Inspectoratului de Poliție Județean Suceava este preluată de comisarul Viorel Onea. Vă dați seama cam cum ar suna dacă Ovidiu Rusu, procurorul în ghilimele de rigoare cu 4 clase, că el 4 case a absolvit, dar îi făcea pe ăștia ca la nufărul. Îi merge minte. Pe toți. Deci omulețul e și băga la pușcărie acum. Și nu m-ar mira el să le facă ăstora textul pe care să-l citească în momentul în care auzi încă o bătrână prostită că fiul a avut accident, nu? Deci e o știre care de acum intră exact în categoria știrilor alea. Polițiștii de frontieră au mai prins o captură de 70.000 de pachete de țigări, de mii de nu știu ce, nu? La fel și asta. Încă o bătrână a fost prostit. Încă un bătrân a fost prostit că fiul a avut accident. După ce a virat 20.000 de euro, nu știu ce cont, l-a sunat să se asigure că au ajuns banii. Copilul lui dormea. Sau copilul lui era în cealaltă cameră. În fine. La fel și aici. Ovidiu Rusu a dat un telefon și a dat ordin șefului IPJ Neamț să facă percheziții în arestul unității și să mute un deținut dintr-o celulă într-alta. Culmea!
Asta e culmea poliției. Șeful poliției s-a conformat ce a executat în tocmai ce a spus la telefon procurorul. Oameni buni, în ce țară trăim? România. Dar și tu pui semn de întrebare când... Dar ăștia n-au anumite proceduri, adică dacă sună unul care este superior, nu? Automat tu execuți, nu? Adică dacă a sunat șeful, păi acum ești din clădire și treci pe roșu. Păi, am înțeles, șeful. Trece pe roșu. Adică nu, nu există un anumit, o anumită chestie. Bun, s-ar putea să se scoate șeful poliției, da? Pentru că a făcut percheziții într-o celulă. Eu fi mutat pe aia, adică el poate să spună oricând, dom'le, dacă am primit o sesizare, putea să fie din partea oricui. De parcă n-am știut noi că ăsta l-a prostit pe față. Adică a zis, bine, fă așa și ai rezolvat problema. Dar tu cine ești? Cum îl cheamă? Ministrul de la internet. Sunt? Dragnea sau cum? Nu, ăla e cu altceva. Radu Stroie? Sau cine? Of, Doamne! Cum l-o fi chemând? Da? Deci, dacă se pot practica asemenea lucruri, vă dați seama cam cum e pe chestie reală. Dacă Ovidiu Rusu, cel care e în pușcărie acum, el face permutări dintr-o celulă într-alta. Vă dați seama, unul care chiar e în libertate și e și pe funcție și când sună cam cum se mișcă lucrurile astea, nu? N-aș vrea să mă gândesc. Da, eu mă gândesc, că n-am ce face în dimineața asta. Dar tu de unde aveai avertizarea de ploi torențiale și grindină astăzi și mâine în județ? De mai de jos, din pagina 5. N-ai primit SMS-uri la ISU, ba, nu? Da, am primit. Ai primit? Am primit și mesaj, da. Vreme capricioasă. Ploi, grindină, vijelii. Auleu, ați văzut ce s-a întâmplat prin sud, nu? A murit și un om. Da. A murit o femeie în vârstă care era într-un cort, nu știu ce. Deci nu e de joacă cu vijelia și cu tornadele astea, vedeți ce fac în Statele Unite, până cu un pic ajung și la noi, că vremea asta parcă a luat-o razna și uite că problemele vor fi din ce în ce mai mari. Să sperăm că sfârșitul lumii e mai departe, așa, nu ne privește pe noi. Da? E pe la Iași, sau? Da, da, știu că Iași e aproape. Da, întotdeauna când avem probleme grave, gândul nostru se îndreaptă către cei de la ISU. Și în această dimineață o să vedeți dumneavoastră doi reprezentanți ai acestei instituții vor fi alături de noi. Și vom povesti lucruri interesante aici la matina. Dar asta reveni. După o scurtă pauză de publicitate. Publicitate. Bună dimineața din nou, de asta dată trebuie să spun bună dimineața și invitaților mei de astăzi. Bine ați venit alături de noi. Bună dimineața și bine v-am găsit. Onoare. Pe domnul colonel, trebuie să recunosc, să mărturisesc că știu de când mergea la defilare înainte de 89-23 august. Țineți minte cu gărzi, cu de-alea, cu... Mamă, când vă chinuiam cu pușcoacele alea, aveam niște puști. Noi eram niște puști și aveam niște puști. Atâta mai frecam... Port închizătorul. Încât țin minte că odată am scos toate cuiele de la... Am rămas vreo 4-5 copila și am scos de la toate puștile ca să nu le stricăm. Adică să nu creăm prejudicii încă de pe vremea aia. Alte vremuri. Cu minței de mici am fost. Da, nu se poate. Dar și dumneavoastră erați mult mai tânăr. Evident. Tot mustață, tot... Cum au trecut anii ăștia? Au trecut frumos la Suceava. Eu sunt din Iași, partea Iașului, dar au trecut foarte frumos la Suceava și... Dar acum încă un pic și vă întoarceți la Iași. Dacă se face comanda la Iași, nu? Nu știm. Cu regionalizarea? Încă nu știți. Da. E un subiect sensibil, delicat așa pentru mulți dintre noi. Și domnul Marian... Ruscan. Locotenent în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava.
Și cel care se ocupă, care relaționează cu noi, ne furnizează informațiile, ne pune la dispoziție. Și acum știți cum e? ISU, SMURD-ul, toate astea sunt servicii pe care, știți cum, am vrea să fie exact din ciclul ăla. Doamne, mie nu mi se întâmplă. Nu, eu n-aș vrea, adică sunteți genul de prieteni ai noștri, dar pe care noi dorim așa tot timpul să ne salutăm, să nu avem nevoie de voi. Da. Într-adevăr, munca este foarte complexă, dar asta este situația. Dacă nu v-ar fi plăcut, nu ați fi mers. Cu siguranță. Cu siguranță acest lucru. Dacă nu v-ar fi plăcut. Dar în fine, astea sunt... Sunt de acum povești. Eu unul am de povestit, ca să spun așa, în mod esențial, următorul lucru. Și anume, ceea ce odată vedeam că se întâmplă, ziceam exact, Doamne, nouă nu o să ni se întâmple. Și vedeam incendiile alea de pădure din Statele Unite ale Americii, care păreau îngrozitoare. Și în Australia. În Australia nu mai povestim. Dar la aia, știți cum e, parcă merită. Nu știu de ce. Dar acolo parcă merită. Dar când vezi în alte țări că distrug inclusiv case, e îngrozitor. Când vezi că ajunge vâlvătaia aia până în zona caselor. Ori acum de curând, de câțiva ani încoace, văd că încep fenomenele astea meteo extreme să își pună amprenta pe, și pe țărișoara noastră și mai vedem inclusiv foarte multe incendii care se petrec în pădurile din România. Și dacă aici, la oraș, am mai văzut, domne, ars orașul ăla, Hollywood sau cum se cheamă, da? A mai ars nu știu ce, mașina de pompieri vine, pac, lucrează, dar pe munte cum lucrați, oameni buni? E foarte greu și total diferit de ceea ce se întâmplă în mediul urban sau într-o localitate, într-o zonă locuită. Ca exemplu, sunt cele mai grele intervenții din ultimii ani care au fost la nivelul ISU, cele de la Dornișoara și la Gura Haitei, care s-au desfășurat în condiții de teren accidentat, penți de până la 40-45 de grade, lipsă de apă, suprafețe foarte mari. Cu toate acestea trebuie să facem față provocărilor. Văd că parcă ați vrea să interveniți. Ați fost la genul ăsta de intervenție? Pentru lichidarea acestor incendii sau am folosit, mă rog, procedee inedite, să spunem așa, vorba de releu de motopompe, astfel încât au fost și linii întinse pe distanță de 1,5 km și mai mult de la sursa de apă. Eu vă mărturisesc, încă nu-mi dau seama. Adică pur și simplu apa a urcat muntele prin sistemul acesta. Deci nu prin sistemul clasic de a crea o centrală, un castel de apă sau cum se cheamă, domne? Invers. Nu. Deci a fost exact pe dos. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că munca pe care o aveți, adică parte din muncă, că acum situațiile astea de urgență vedem că s-au ramificat. Înainte erau pompieri, știam că e incendiu, e cu pompieri. Acum aveți cam multă treabă. Sunteți prezenți și la inundații, știi? Adică la inundații știu că se chema instalatorul, da? Acum fenomenele extreme, își spun și asta cuvântul și se petrec foarte multe nenorociri. Și de fiecare dată sunteți acolo în vârf, prima linie, cum se în filmele americane, first line of defense, nu? De apărare, da. Da, imediat după voi, dacă nu cumva tot în prima linie, se bagă și cel la jandarmi. Întotdeauna, când e ceva de amploare, bănuiesc că la incendiile de pe munte au fost și colegii la jandarmerie. Da, au fost. Au fost. Na, ce ziceam? Adică, de acum, cred că de fapt e un număr de vreo câți oameni în ISU, cât sunt în Suceava? Sunt 100? În cadrul inspectoratului în jur de 130 de persoane plus detașamentul Suceava. Aha, deci vreo 200 de oameni. De-aia. 200 de oameni. Mai sunt vreo 200 și la jandar și când e o problemă, băi, ce faci? Hai să mă ajuți, nu? Că altfel nu... Trebuie să menționăm faptul că un rol foarte important au și subunitățile din teritoriu. De
municipiile și orașele din județ, de asemenea serviciile voluntare, lucru o contribuție importantă la lichidarea, la gestionarea acestor situații de urgență de amploare. Cum ar fi? Pornind de la inundații și terminând, eu știu, cu un accident. Haideți să dăm o definiție a situațiilor de urgență. Deci, situația de urgență este un fenomen non-militar, în primul rând, care, în momentul când se manifestă, pune în pericol viața, bunurile materiale, mediu, înconjurători, valori culturale și pentru rezolvarea acestei probleme este necesară participarea unor forțe specializate, cât și a unor elemente de sprijin. Cât se poate corect. Și aici se aplică absolut pentru toate fenomenele care, din păcate, spun eu, ne-au atins în ultimii ani. Eu, dacă e să trag așa o linie, spuneam, mie intervențiile astea de pe munte mi se par extraordinar de spectaculoase, extraordinar de dificile, extraordinar de frumoase când vezi că s-a limitat zona, când vezi că s-a reușit stingerea incendiului. Și numai pentru cine nu vrea măcar să-și imagineze ce se întâmplă, închipuiți-vă dumneavoastră că oamenii ăștia se suie pe cornișe de alea de munte sau pe ce o mai fi, cu ce? Cu târnăcopul din dotare și încearcă pur și simplu să limiteze absolut cât mai tare zona respectivă. Probabil o să vedeți și în acest documentar efortul susținut. Sunt unii care nu putut ca pe jos. Așa, și toate materialele, toate echipamentele au fost samarizate de către fiecare servant în parte, fiecare participant la această misiune. De la motopompe, furtune, terminând cu, eu știu, cu apă în peturi și așa mai departe. Am înțeles, de asta în deplină discordanță, ca să spun așa, cu ceea ce vedem în filmografia de specialitate. Adică acolo când vedem în filmele alea americane, mai vezi un elicopter, mai vezi un avion de la special care trece cumva, se încarcă cu apă, vine acolo, mai stropește, adică ei mai și ajută pe oamenii aia. În viitor apropiat, acest sistem o să se dezvolte și în România. Chiar am stabilit de curând niște puncte de alimentare. Problema este de punctele de alimentare cu apă acestor elicoptere, acestui sistem de stingere a incendiilor. Din nefericire, sunt câteva surse sigure care se pretează, care sunt posibile la se folosi. E vorba de izvorul muntelui, lacul izvorul muntelui și eventual de barajul de la Stânga Costești, care au și volum și adâncime, astfel încât acest sistem de alimentare cu apă să poată funcționa. Da, acum știți cum e. Până la urmă am găsit soluții sau se vor găsi soluții. Dacă nu avem noi, poate aici la doi pași găsim prin Ucraina vreun baraj, pentru că în asemenea situații de urgență bănuiesc că aveți și legături sau colaborări cu inspectoratele, da, sau cu structurile similare în Ucraina. Există? Da, s-au stabilit relații de colaborare între cele două structuri. Asta bănuiesc că Ucraina are un sistem militarizat în sensul că au un minister specializat pentru situații de urgență. Înseamnă că au probabil mai multe probleme decât noi. Au probleme mult mai mari, dacă e să ne gândim cu Cernobâlul, alte și alte care s-au... Deci, au fost și o țară mai mare. A fost necesar un minister. Doar asta, că a mai ajuns Bruce Willis, am văzut din nou pe acolo. Ultimul film. Se petrece cumva pe acolo. Avem imagini de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Am putea să comentăm peste imagini, nu? Bineînțeles. Vă rog, deci nu mai departe de luna mai 2013, adică luna asta pe care încă un pic și-o încheiem. Am înțeles. Colipița este aici și era aici. Da. Domnișoare, unde știi? Pe un pic spre sud. Deci dă-mi și mie pe orbitul, te rog, să-mi zică ceva. Avem o stație meteo la Poiana. Deci ca în orice misiune, prima oară îți observi inamicul. Deci, în cazul de față, focul ce se manifesta. Locul, amploarea, direcția de propagare a incendiului, cum bate vântul,
De fiecare dată incendiul pornește dinspre bază spre vârf. Niciodată nu se întâmplă invers. Din cauza curenților ascensionari care sunt... Corect, adică... evaluarea situației a fost solicitat un elicopter SMURT de la baza aeriană Iași pe data de 3 mai. A efectuat această recunoaștere. Imaginile acestea sunt de pe 3 mai. Câte zile s-a luptat practic? Practic în zona respectivă au fost două incendii în două intervale de timp, între 3-7 mai, ulterior 10-13 mai. 4 zile în prima dată și al doilea incendiu care s-a manifestat în zona respectivă. În aceste imagini sunt 40 de hectare de vegetație uscată, fum forestier și resturi de exploatație. De acolo, zona ei e arsă, e defrișată sau a fost, ce a mai rămas din defrișare? A fost exploatată. A fost o exploatare în zona respectivă. Uh-huh. A fost niște exploatări în zona. E cam chelit așa zona. Mă uitam că poate din elicopter se vede mai bine ce se întâmplă. Că noi, știți, noi ca simpli cetățeni, când trecem așa pe drumul ăsta, Suceava-Vatra, doar ne vedem doar niște camioane foarte mari, cu niște bușteni foarte mari. 2013 așa, cu butoiul în spate, nu? A fost singur mod de abordare acestei... Nu, da, e singura soluție să poți să transporți apă, nu? Da. Acolo izvoraș sau ce ați găsit ca să... S-au găsit două izvoare cu care de la care s-au realizat dispozitive de motopompe. Unul dintre dispozitive pe o distanță de aproximativ 1,5 km. Observați, vă rog, diferența de nivel, panta foarte mare, 40-45-50 de grade. În mod normal este dificil să urci cu piciorul fără niciun bagaj. Păi, asta spuneam, unii probabil că nici nu pot să ajungă pe aici. Cu siguranță. Și asta nu mă zic în sens peiorativ, adică sunt oameni care nu sunt dispuși la efort, dar ceea ce văd eu și ceea ce am văzut în mod special pe această intervenție e că cu mai nimic... Și nu o spun, eu știu că la Isus s-au făcut multe dotări, dar într-o luptă cu focul pe munte, nu prea aveți echipamentul. Nu știu cât s-a gândit. Aici, în oraș, normal, ați deplasat mașina, nu e bună apă, dăm cu spumă, nu e spumă, dăm altceva, nu? Deci, cum vă spuneam, în viitor apropiat o să se implementeze acest sistem de stângere cu suport aerian. Probabil... Ce înseamnă asta? Deci transportul apei cu ajutorul elicopterului. Bun, asta am înțeles. Dar nu, ce înseamnă asta, bă, viitorul apropiat? 2-3 ani? 10? 15? Un an. Situația de la Dornișoara a fost cea care a generat... Nu. Proiectul este de vreun an de zile. Se studiază modalitățile și s-au cerut informații asupra... Da, nu, vrem imaginile de la... lasă-mi că mi se par mult mai importante și mult mai... În prima fază, prima perioadă în care incendiul s-a manifestat în zona Dornișoara, au participat în jur de 400 de pompieri în cele 4 zile. Asta mie îmi dă cu virgulă, înseamnă că au venit și din Bistrița sau de unde? Au fost și din Bistrița în prima fază. În primul interval de timp și dar cei mai mulți de la nivelul Suceava. Misiuni succesive. Normal. Succesive și cum spunea și domnul colonel, din subunități. În afară de reședință și subunitate la Suceava, în toate municipiile și orașele din județ, în toate, 8 dintre ele în afară de Suceava. Am avut noroc că n-a fost o vâlvătaie foarte mare totuși. Nu? Dacă a fost și în momentul când s-a filmat incendiu cu flacără puternică, deja era... Dar a fost și vâlvătaie. Incendiul s-a manifestat și la coronament, cum spuneați dumneavoastră, ca în filmele americane, doar că n-au fost afectate. Nu, că dacă faci locuințe. Filmul în America și dai numai cu fum așa, nu... Ei nu se mai sperie, nu mai... Da. Fie vorba între noi, din punctul meu de vedere, un foc mocnit e mult mai periculos pentru...
mă refer pentru vegetație, că poate să distrugă mult mai mult. Distruge solul, există riscul să se reaprindă și distruge solul. Aici la Dornișoara ardea până undeva la 50 de centimetri în sol. Ce suprafață a fost afectată? În prima perioadă a incendiului, 40 de hectare. Ulterior, în perioada 10-13 mai, încă 13 hectare. În total, vreo 27, nu? Sau 53 hectare. 53. Da. Ce să mai... din punctul meu de vedere... nu știu cum... n-aș vrea să spun niște cuvinte foarte mari de genul că sunteți eroi sau nu știu ce, dar cam către asta mă duce gândul, pentru că eu așa am un mic defect, îmi pun tot felul de întrebări. Mă gândesc că am văzut la N intervenții ale pompierilor, la un moment dat, câte unul care era preluat de ambulanță pentru că inhalase prea mult fum. Da? Și pun problema în momentul în care dumneavoastră erați acolo pe munte. Deci, dumneavoastră, echipa. Și unul dintre militari suferea ceva. Nu știu. Începând de la o bentoarsă măcar sau trecând la orice, inhalat fum și așa mai departe. Cât de dificilă și cât de problematică putea să devină intervenția asupra respectivului individ de a-l repune pe picioare, nu? Dar s-a întâmplat, au fost cazuri în care nu? Din fericire nu au fost. La intervenția asta nu. N-am avut nicio problemă. Dar dat fiind terenul și zona din care ar fi trebuit să coboare, într-adevăr, ar fi fost o problemă. Din fericire nu a fost cazul. Transformam și în salvamontiști. Acel servar sau acea persoană era evacuată cu metode... Știu, sunt convins, dar totuși există, sunt anumite riscuri. Cine a condus intervenția, dacă vă referiți la inhalarea de fum sau, mă rog, la arsuri, domnul Coel Bărlui, care a condus intervenția la fața locului, a avut informații despre curenții de aer, s-a văzut un elicopter, în ce direcție se îndreptau flăcările și fumul, astfel încât incendiul a fost abordat... foarte bine. Practic a fost urmărit, nu s-a... Da, da, da. No, încercăm să fiu atent la ce spune domnul Burlui. Și curenții de aer sunt destul de mari, ceea ce face ca dezvoltarea incendiului să facă în mod necontrolat. Be, uite, și cu mașinuțe parcă e altă poveste. Până la un moment dat, după aia tot pe jos. Da. Nu și Dornișoara aia... Cine, Angela, ai fost vreodată la Dornișoara? Nu. Eu da. Vezi, aia e chestia mișto. Da. Eu am fost la Dornișoara și la Gura Haiti acolo. Nu râde. Sunt niște zone superbe în județul nostru. La Dornișoara au o exploatare de o carieră de piatră și, bineînțeles, da, exploatare de asta a lemnului. Astea sunt îndeletnicirile de bază de acolo, din zonă. Iar ceea ce mai vedem, bine, aici cred că imaginea asta e ușor. Am înțeles, publicitate, răbdare. Imaginea asta este și, cred că, urmarea defrișărilor, nu doar a incendiului. Adică, cred că mult a făcut și mâna omului. Până la urmă, v-ați lămurit de unde a pornit incendiul și la ce a fost? Ce vreau să întreb? Cauza? Cauza incendiului a fost stabilită ca fiind cauza probabilă. Flacăra de la un foc deschis în spații deschise. Adică un cetățean care... A lăsat nesupravegheat un foc. Nu. Dumneavoastră sunteți delicat și așa trebuie să spuneți. Eu zic așa, un cetățean, că nu l-aș numi om, care a aruncat focul deschis, a dat foc la ceva și a dat foc la pădure, că a lăsat nesupravegheat focul, repet, e o variantă elegantă pe care o folosiți dumneavoastră. Mi-e greu să cred că și-ar fi dorit totuși așa ceva, sau că cineva și-ar putea dori așa ceva. Dumneavoastră este greu, dar mie nu mi-este greu să cred că sunt dezaxați, că sunt oameni nesănătoși la cap, care chiar nu înțeleg anumite lucruri. Eu vă spun, există. Din păcate există. Ați auzit de festivalul topoarelor de la 4 mese, da? Am citit. Deci există și așa ceva la noi, nu?
Dar parcă refuzăm să credem că cineva și-ar fi dorit un asemenea eveniment. Ia uite, pământul acolo cam ce temperatură trebuie să aibă? E acoperit de cenușă, nu? Da. Practic arde până la 40-50 cm. În adâncime, în adâncime. E ce, nici nu știi e de unde și e, vegetația specifică acestei zone, vegetația de pe sol, și solul, turbă, vă dați seama, acolo este o regiune bogată în acest element. Imediat se poate face autoprindere și efectiv focul arde pe dedesubt. Fără a arăta că arde pe dedesubt. Și tocmai de aceea, vedeți noastră, pompierii caută foarte bine până ajung la la fiecare focar, la fiecare... până ajung la pământul, da? Care nu mai arde. Tați, ce, am văzut, da. Ai prins? Da, destul de complicat genul ăsta de intervenție, mie mi se pare... Adică dacă la un moment dat se pare că s-a stins, ai plecat, poate să reaprindă. Am înțeles lucrul ăsta. Dar acum v-aș întreba pe dumneavoastră. Mie mi se pare unul dintre cele mai dificile obiective, ca să spun așa, de îndeplinit, incendiu în pădure. De asemenea, iarăși mi se pare foarte greu, și e tot apanajul instituției pe care dumneavoastră o reprezentați, dezamorsarea proiectilor din cel de-al doilea război mondial sau din chiar mai mult. Din rămase neexplodate în urma conflictelor militare. Mie mi se pare iarăși o intervenție foarte grea. Este riscantă. Este riscantă. Este o misiune foarte riscantă. În primul rând, asanarea teritoriului, asanarea terenului, deci practic până ai luat acel element de muniție, proiectil, element de muniție, nu știi cât de vechi e, nu știi dacă este funcțional, nu știi cât de uzat sunt sistemele de percuție. De detonare, de ce ori mai fie ele pe acolo, da. Da, dificil de transportat în siguranță, depozitat sau eventual distrus în poligoane speciale. Varianta cea mai în regulă din toate punctele de vedere, cred că rămâne asta cu distrugerea la fața locului, dacă îți permite, bineînțeles, deci zona. Nu mai dacă permite, da, zona. Dar de obicei se distrug în poligoane special amenajate sub o strictă procedură. Da. Iarăși, repet, mi se... în sfârșit și apă. Dar apa asta de unde e adusă? Din bidonul ăla de mai unul devreme? Unul dintre relele de motopompe care a fost realizat pe munte. Dacă ne... Mai sărim așa la una la alta, mă stresează și colegul. La misiune pirotehnice este cunoscut faptul că teritoriul județului Suceava, ca și cel Botoșani, Iași... Unde a trecut frontul? A trecut frontul, au stat perioade îndelugate, trupele au stat perioade îndelugate, astfel încât din primul război mondial 40% din muniția folosită nu a explodat tehnic. Deci a ieșit din gura de foc și nu a explodat. În al doilea război mondial, tehnica evoluând, procentajul a scăzut pe la 25%. Astfel încât oriunde a fost frontul se pot găsi aceste elemente de muniție. Și mai este și altă cauză, în retragere, trupele germane au îngropat aceste elemente de muniție ca să poată trece mai ușor peste munți și în acest diferit, în anumite condiții, eu știu, la necări de teren sau la construirea unor obiective, se descoperă aceste elemente de muniție. Chiar la Pojărâta, unde se face acea groapă de gunoi, da, au fost descoperite elemente de muniție. Chiar ieri, specialiștii noștri pirotehniști au fost să asaneze, să ridice, înțeles, 12 proiectile, dacă nu ar mai fi găsit altele în urma cercetării la fața locului. Am înțeles. În România, cât de, nu știu dacă e o întrebare pe care s-o adresez dumneavoastră, dar în România cât de legale sunt detectoarele alea de... Că mai vezi pe unii, fac tot felul de emisiuni frumoase la televizor, ei caută vestigii arheologice și așa mai departe, ar mai putea găsi și de asta dacă ar umbla cu detectoare de metal. Sunt legale acum? Ele sunt legale, normal. Atât deci doar că se supun în unor reguli stricte, nu? Sau nu se supun sub nicio regulă. Sub reguli stricte se supune acțiunea. Aha. Adică
Am să vă întreb exact ce e de făcut, dacă avem norocul sau ghinionul să dăm peste... Da, știți când? După 2 minute de publicitate. Da, suntem din nou în direct pentru partea finală a emisiunii noastre. Haideți să punctăm, după cum vă spuneam înainte de publicitate, să-mi spuneți și mie care... Uite mă că am uitat exact întrebarea și după aia o să vă supărați pe mine că dacă vă pun altă întrebare, că eu mă scot repede. Repede inventez ceva. Puneți altă întrebare. Cum trebuie procedat în momentul în care din ghinion sau din fericire găsim cu detectorul aici? Cu detectorul. Hai să lăsăm detectorul. Uite, noroc de Angela. Noroc de Angela, dacă e mai tânără, are și ramul mai proaspăt. În situația în care dăm peste muniție de război. De ce? Întreb pentru că în urmă cu ceva ani știu că unii sudaseră la capătul unui proiectil o țeavă și foloseau pentru a tasa pământul, nu? A existat un deci, în acasă. În momentul când s-a descoperit un element de muniție, se sună la 112. Deci 112? 112. Și de acolo se știe ce și de acolo se pune în aplicare procedura. Dacă eventual nu avem telefon, mergem la cel mai apropiat post de poliție, informăm postul de poliție sau așa, sau autoritatea, primarul, sau cine găsim în apropiere, astfel încât se poate lua măsurile de securizare a locului până sosesc... Locul trebuie marcat într-un mod anume. Să presupune că suntem la plimbare prin pădure. Uite, cum e pe aici. Dăm la un moment dat peste proiectile de astea neexplodate. Deci, practic, sunăm nu, la... Nu luăm la sub braț. Nu. Exclus să punem mâna, pe el. Dacă suntem, cum spuneați dumneavoastră, la un picnic sau la o plimbare, cel care este matur dă telefon și stă lângă el ca să, eu știu, să nu vină copii să pună mâna și așa mai departe. Oricum, procedura este foarte rapidă, în funcție de unde este în județ echipa pirotehnică sau agentul de poliție din localitate vine și asigură. Deci automat. E prioritate sau e cu risc mare și automat se mișcă totul foarte repede. Deci totul se mișcă foarte repede. Pentru că noi vorbim și nu de puține ori constatăm că în momentul în care cetățenii se întâlnesc cu asemenea situații, tratează ca și cum dar asta nu mai poate să mai explodeze, asta nu prezintă niciun risc. Ori riscul este foarte, foarte mare. Asta cunoaște suficientă situație din județ Suceava cu victime, copii, chiar maturi, oameni care făcuseră armata, care erau și pădurari, care s-au produs nenorociri mari la noi, în Iași, în Botoșani chiar. Da, și cu toate astea... Practic, acum nu mai putem spune că e lipsa de informație sau peste tot, la toate, în toată mass media, se promovează această situație. Potetică. Și cu toate astea, exact cum s-a întâmplat în cazul bătrânilor înșelați prin intermediul telefonului și s-au făcut mega și para avertizări și tot ce vreți dumneavoastră, cred că acum avem o medie cam un caz la săptămână când tot se produce. Deci mai n-am scăpat de situația asta. Și nu, tot așa, după cum spuneați, nu putem discuta de lipsă de informare. Da. Practic, dacă e să mutăm subiectul, prioritar pentru spectatorul pentru situații de urgență în perioada următoare este prevenirea riscului de inundații. Vine vara, vin fenomenele extreme, astfel încât prin activitatea de prevenire a compartimentului specializat, cât și prin mass media, încercăm să creăm un cadru pentru a preveni pagubele și pierderile de vieți omenești. Chiar ieri s-a primit o informare meteorologică, 25 de litri pe metru pătrat în anumite punctual. Trebuie să ne gândim că vine vara cu extreme ca temperatură, cu extreme ca și precipitații. A crescut mult în ultima... 25 de litri pe metru pătrat, asta este
în cod galben, în cod portocaliu, pe unde, pe unde ajungem cu 25 de litri? Deci, nu, 25 de litri cantitatea, pe metru pătrat pe 24 de ore. Cantitatea de precipitație nu implică imediat crearea sau, mă rog, transmiterea unui cod. Codul se transmite și în funcție de violența fenomenului, de amploarea, deci de suprafața care ar putea fi afectată, de bazinul hidrografic sau... Cât de saturat este sau nu? Înțeleg, sunt o mulțime de variabile. Mulțime de variabile în care, după care se transmite acest cod de către, dacă e meteorologic, de către Administrația Națională de Meteorologie, dacă sunt coduri hidrologice, de către Institutul Național de hidrologie și gospodărire a apelor. Acum eu trebuie să recunosc și bă, cred că și dumneavoastră îmi dați este un flux sau, informațional pus sau, la punct mai curând dumneavoastră puteți întări lucrul ăsta. În momentul de față discutăm de prognoze foarte apropiate de realitate din partea celor de la Institutul Național de Meteorologie sau da. Ce instituții sunt abilitate. Păi, tehnica de teledetecție a evoluat astfel încât se poate mișcarea curenților de aer, evoluția atmosferică se poate observa din satelit, aplicată pe anumite modele matematice. În general, marile mase de aer au o ciclicitate. Știți, vara dinspre ocean spre uscat, iarna invers, se formează acele cicloane, anticicloane, astfel încât pe fronturile de aer reci înlocuiesc aerul, masele de aer cald, astfel încât se produce acea migrare a maselor de aer încărcate cu umiditate, cu violență, dacă diferența de presiune este foarte mare, de temperatură, și se produc inundații. De fapt, inundațiile sunt un efect al acestor fenomene hidrologice. Și cred că pe dumneavoastră de inundații vă doare cel mai mult în primă... Da, pe noi ne interesează în primul rând ca populația să fie înștiințată. Deci prin sistemul nostru, cum primiți dumneavoastră aceste SMS-uri cu coduri sau cu alte evenimente, așa se trimit și avem obligația să le transmitem Comitetul Local pentru Situații de Urgență, în speță primarilor, astfel încât prin comitetul local, prin aparatul de la primărie, să poată fi anunțat fiecare cetățean, în special cei care sunt departe de vatra satului, bătrânii care sunt aproape de Albia Minoră a unui curs de apă, în zonele unde s-au mai întâmplat asemenea nenorociri, ca să lumea să fie avertizată că, mă rog, omul de la țară tot nu-și părăsește decât locuința. Cu greu locuința, dar cel puțin să fie anunțat. Și ați văzut, în ultimul timp toată lumea știe. Mass media, mă rog, aparatura aceasta ajunge și pe vârf de munte, deci să spunem așa că 90% din populație ar fi informată. Da, teoretic mai toți sunt avertizați. Că practic fiecare post de televiziune, fiecare post de radio, din jumătate de oră dă buletinul meteo și coduri la News Alert. Cod galben de inundații în Suceava, Botoșani. Apropo de codurile astea, cum, haideți, lămuriți-ne și pe noi, cum e, am tot prins în explicații, dar parcă o dată în plus nu deranjează pe nimeni. Deci când situația e în regulă, totul e pe verde. E cod verde. Da, toată lumea e liniștită, asta ce înseamnă? Că din punct de vedere al temperaturii suntem într-un normal, din punct de vedere al precipitațiilor, dacă ar fi iarăși normal, absolut nicio problemă. Dacă e să vină ploaia și e cod verde, asta înseamnă că va fi acea frumoasă ploaie de vară, nu? Codul verde nici nu se transmite, e numai stabilit. Când te uiți, e verde la mine, ca la semafor. Treci liniștit. Bine, te mai uiți stânga-dreaptă, treci liniștit. Codul galben. Deci codul galben nu reprezintă un pericol, reprezintă fenomene meteorologice sau hidrologice normale pentru acea perioadă, dar existând posibilitatea manifestării violente sau, mă rog, mai ample. Pe o scurtă fenomen. Bucată de timp sau de o anumită intensitate. O anumită intensitate sau pe un anumit areal. La codul portocaliu deja fenomenele nu sunt specifice. Nu sunt specifice perioadei, sunt mult mai violente. Din punct de vedere al precipitațiilor, deci, sau al vântului. Codurile nu se dau în funcție numai de faptul că plouă 100 de litri pe metru pătrat. Nu, am înțeles că nu de puține ori vedem acele avertizări, domne, cod galben sau cod portocaliu de vânt.
de vânt. Da? Sau cod portocaliu la precipitație, sau cod roșu la precipitație, am avut deci, inclusiv situații. Sunt coduri să dau pentru vânt, pentru precipitații, precipitații mari din punct de vedere cantitativ, pentru polei, ceață, pentru grindină și fenomene orajoase, trăsnete, fuldere și așa mai departe. Caniculă. Pentru temperaturi caniculă, extreme. Da. Pentru temperaturi extreme. Ori prea, ori de maxim, extreme spre maxim, ori extreme spre negativ. Spre negativ. Da. De viscol, de zăpadă, căderea bunei zăpadă, intră tot la precipitație. Deci, de unde cred că multă lume... Ce treabă au cei la ISU? Eu cred că aveți mult prea multă treabă. Nu știu dacă e de dus așa ușor dintr-un capăt într-altul. Și aseară au avut treabă un incendiu în jurul orei 23 la Dornești, la o casă și la anexe. O gospodărie, o locuință cu anexe și acoperișul unei alte anexe la o gospodărie învecinată, aproximativ 400 de metri pătrați în total. Pagube? Pagubele au fost mari, vă dați seama, fiind vorba de munca, de viața unor oameni. Cuantificată în bani, nu putem face noi acest lucru. Mai trebuie să mai dureze vreo 2-3 zile ca să poată fi. Nu, n-au fost victime omenești, dar, din păcate, eu o altă întrebare aveam. De unde a pornit focul? Pentru că în momentul de față nu putem discuta că era curățenia de primăvară, că aia s-a terminat de mult. Nu putem discuta că Hornul, care nu a fost curățat, că ba, da, suntem în perioada specifică. Ba, da. De la Horn a pornit? Ba da. Un coș de fum neizolat corespunzător față de materiale combustibile. Să face foc la bucătării de vară, să fac foc în casă, știu, poate e mai frig iarna. Improvizațiile mai sunt, nu? În coș de fum neizolat corespunzător, inclusiv improvizații, burlane de tablă scoase fără a fi protejate pe lângă materiale combustibile, respectiv lemn, că asta se aprinde prima dată, sau carton, care este un material mult mai combustibil, se aprinde mult mai ușor. Și fiind și seară, undeva în jurul orei 23, a fost probabil observat puțin mai târziu. Practic și la instalație standardizată și făcută după carte, există riscul să producă un scurt circuit sau... Și la un coș de fum făcut standard, există riscul. Există toate riscuri? Da, peste tot. Există riscul, filozofic și cum. Există un risc că ne aflăm aici unde suntem. Da, eu vă spun sincer, în momentul de față, dar riscul e diminuat. Păi, mie nu mi-e frică, sunt cu doi reprezentanți aici, uitați-vă, am stingătoare în zonă, adică, nu... Eu sunt ușurică. Sunt și pentru electric și pentru așa, adică nu, din punctul ăsta de vedere, parcă nu mi-e... Bun, dar după cum spuneați, riscul există. Numai dacă nu conștientizezi, dacă nu realizezi că acest risc există, sau dacă nu conștientizezi că există acest risc, te expui. Spuneți că absolut orice instalație, orice coș de fum. Și atunci cum e bine de procedat? Ca să fim siguri, acele coșuri de fum să fie verificate? De către cine? Cum? Păi coșurile de fum la locuințe trebuie curățate în fiecare an, înainte de anotimpul... Mă rog, de anotimpul rece. De anotimpul rece, pentru că atunci practic e mai des și mult mai mult folosit, asta e clar. Păi, na, îl curăț astfel încât fie... Tot în ordine. Instalația electrică verificată din când în când, vă dați seama, la țară, casa e făcută de 40-50 de ani, instalația e din acea perioadă. Dacă și-a mai făcut între timp o magazie și-a extins-o artizanal, probabil, discutăm de ceva așa posibil sau care s-a întâmplat. Da. De la casă ia foc lemnele, iau foc... căpițele de fânt și așa mai departe. Dacă este vânt, se poate extinde la vecini, în localitățile unde sunt mai adunate casele, gen marginea, gen zona de copii. La Cornăluce a fost un accident, un incendiu puternic acum ceva timp, da. Deci, practic, trebuie să luăm toate măsurile, astfel încât să fie în siguranță familia. Da, pentru că, știți cum, eu aș vrea ca la finul emisiunii este să rămână cu ceva și telespectatorii. Și mare importanță au și autoritățile locale, pentru că sunt două activități, cel puțin la fel de importante, de primăvară și de iarnă, și de toamnă, în care discutăm de curățenie. Discutăm de curățenie, discutăm despre arderea vegetației. Măsurile de
care se pot lua preventive. Pe lângă faptul că colegii noștri la inspecție fac controle, verificări, dau, consultanță tehnică oriunde este, sunt solicitați. Dau asistență tehnică chiar la persoane fizice. Da. Spune de ardele. Important este să respecte și acele norme de dotare, de pregătire, astfel încât, indiferent de situație, cel puțin să salvăm vieți omenești. În momentul de față, putem discuta aici, la nivel de, de Suceava, de o dotare corespunzătoare funcție de numărul de evenimente și solicitări la care este expus ISU? Sincer să vă spun, suntem bine dotați, poate mai bine dotați ca alte județe, datorită accesării acestor fonduri pe, europene, prin programele astea operaționale, prin sprijinul care ne este acordat permanent de către autoritățile locale și de către Ministerul Afacerilor Interne, respectiv prin Inspectoratul General pentru Situații de... Deci asta la modul cel mai sincer. La modul cel mai sincer, suntem... Ați văzut și noastră și ați remarcat, s-a deschis un nou smord, un nou punct la Vicovul de... La Vicovul de sus. De sus. Da, un nou modul aici vreau să vă întreb, nu puține fărcine, sunt situațiile în care interveniți prin intermediul serviciului SMURD sau prin intermediul SMURD-ului, că SMURD-ul e un serviciu în sine, în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, și unde se întâmplă ceva, automat în foarte scurt timp este prezent o autospecială. Din punctul ăsta de vedere. Dotări cu autospeciale de stingere, autospeciale de scarcerare, scarcerare ușoară, de scarcerare grea, autospeciale moderne care permit gestionarea unor situații de urgență, că sunt incendii, că sunt inundații, că sunt salvări la înălțime sau din alte medii ostile, sunt dotate la ultimul nivel, la nivelul cel mai de sus. Colegii noștri sunt foarte bine pregătiți, antrenați, astfel încât, probabil, remarcați și noastră, cu siguranță, intervențiile sunt prompte, sunt eficiente, sunt oportune. Să nu uităm și de echipajul de scafandri. Echipajul de scafandri, care s-a înființat la noi în județ, la detașamentul Suceava, astfel încât... Mult. La sfârșitul anului trecut, undeva în luna octombrie, au dotare completă colegii, cei patru care formează echipajul de scafandri, au un dotare în un sonar care ușurează mult munca de căutare atunci când, din păcate, este cazul. Deci, ca dotare, inspectoratul este foarte bine dotat, cum spunea și domnul Colegi, poate peste vecinii noștri. Eu aș spune așa, cu cât ești mai bine dotat, cu atât îți dorești să fii mai bine dotat. Cel puțin eu așa văd lucrurile, iar dacă în permanență tehnica pe care o dețineți va fi împrospătată, până la urmă toate aceste lucruri se întorc către noi beneficiarii, da? Adică altfel... Important ar fi să se dezvolte în localitățile urbane și chiar cele rurale, să dezvolte sistemul de hidranți. Asta este o problemă care grevează, 1% din eficiența misiunilor noastre. Pentru că mergi la un incendiu și trebuie să... O mașină stinge, una, două participă la intervenție, una trebuie să aducă apă, dacă distanța este foarte mare sau sursa de apă naturală este mai departe. La București am văzut un incendiu care se manifesta într-un complex comercial sau ceva de genul acesta. În tot cartierul nu era presiune la hidrant, astfel încât este posibilitatea să fie hidrant, să fie presiune. Câțiva kilometri. Și asta, adică, domne, oamenii aveau hidrantul făcut. Dacă nu aveau presiune, adică e ca și cum nu l-ar fi avut, nu? E presiunea de la... oraș, cum ar veni de la... Da, dar acea presiune care să alimenteze, nu a cerut nimeni presiune de nu știu câți bari ca să poată să ajungă la etajul 10 apa, dar cât să fie alimentată autospecială. Adică sunt, din păcate avem și situații de genul ăsta, deci asta ar fi unul din lucrurile care ar trebui
rezolva pe viitor și anume sistemul de hidranți. Vezi că în municipiu e destul de bine. Cât e moștenit, cât e întins acum de dată recentă, dar e de bine în municipiu. În județ spuneți că ar mai fi o problemă. Ce ar mai fi? Să mai întreb eu, am o curiozitate. Despre focul deschis într-un gater care se află în mijlocul satului, ce ne puteți spune? E normal să fie făcut în preajma unui foc gater? Deschis în gater, da, bine, nesupravegheat, dat pur și simplu foc la resturile care rezultă din tăiere, din tăierea lemnului. Ce unde asta? Că mergem, mă, stăim chitanță la amendă. Știu și unde. Da. În mod normal, nu este ceva normal ca resturile rezultate în urma exploatării lemnului să fie arse, mai ales fără a fi supravegheate. Având aici ar fi mijlocul... de anunțat punctual locul și colegii de la prevenire, împreună chiar cu cei de la Garda de Mediu, să ia măsuri. În condițiile în care sunt și vecini, stânga-dreapta? Punctual pe sesizare, pentru că baza legală nu permite așa ceva. Deci un foc în spații deschise, nesupravegheat, în primul rând asta. E ca și cum... pune în pericol pe toți cei din jur. E ca și cum ai fuma în depozitul de muniție, nu? Sau... Aproximativ. Și ce riscă respectivul? Amenzile, în funcție de gravitatea faptei, dacă este la prima abatere de acest gen sau sunt stabilite de către organele care merg în control. De cei la care merg locului. În control la fața locului. Da. Am înțeles. Deci, cam... Pot să vă dau locație după. ai pe cineva în vizor? Nu, în vizor am, știu cazul. Păi, cum să, eu nu văd asta și ca pe un gest de responsabilitate la un moment dat, pentru că inconștiența unora poate crea drame ulterior fără absolut nicio problemă. Domnul colonel, imediat vă dau drum. Noi încercăm. Imediat vă dau drum. Deci instituția noastră alături de celălalt, de administrația județului, de, eu știu, de administrația publică locală la localități, încercăm, prin competențele care le avem, evident, și prin atribuțiuni, să încercăm să reducem din vulnerabilitățile localităților, în primul rând, și să limităm pe cât posibil, prin misiunile care le facem, să eliminăm acea criticitate a tuturor infrastructurilor, începând de la transportul de energie electrică, de gaze, de apă, de agent termic, căi rutiere, de transport rutier, feroviar. Încercăm prin competențele care le avem să colaborăm cu aceste instituții, astfel încât să sistemul județean în general, deci tot ce să funcționeze normal, să nu există sincope. Pentru că... Să diminuăm practic riscurile în tot ceea ce înseamnă pe linia asta. Bun, ce mai vreau să vă întreb? Pentru că vine perioada asta destul de capricioasă, avem avertizare, deci asta înseamnă că intrăm cumva sub incidența unui cod, că nu sunt ei siguri încă o fi galben, o fi portocaliu. Trăim și vedem cum se manifestă la un moment dat. Este informare, am înțeles. Da, este informare. Deci e o informare, cumva, domne, atenție, să vi se aprindă becul galben. Nu o fi cod galben, nu-i cu bănat. Dacă spune aici 25 de litri, depinde în cât timp cad ăștia. Că dacă au căzut în 30 de secunde, se cheamă că e rupere de nori. Dacă 25 de litri într-o zi întreagă, înseamnă că a plouat Mocănești. În cazul în care sunt fenomene extreme, sunt și avertizările de fenomene periculoase imediate care sunt emise de către cei de la ANM. Sunt situații în care sunt anunțate cu mai mult timp înainte și sunt situații în care în ultimul moment se constată că există riscul. Da, că e vreme, nu e matematică. Este vorba despre avertizările radar de tip no-casting care se dau până la o oră. Noi le primim de la radarul de la Ciurea, de pe dealul Ciurea la Iași, unde pe toată Moldova se trece. Tot Iași, mă urăsc cu Iași. Da. Acolo este radarul. Am înțeles, da, știu, acolo au și sistemul ăsta antigrindină, la Iași. Da. Pentru Iași. O să vină și la Suceava. Nu vine, rămâne la Iași. Da.
Și cu avertizările astea vin cu... Vin cu puțin timp, dar în cazul unor fenomene extreme, se pot lua... Plădurile vin de la 12 ore la o zi, 2-3. Deci, în perspectivă, aceste avertizări de tip no casting vin limita la chiar și o oră, chiar și 30 de minute, în funcție de cum circulă nucleele cu nucleele, maselor de aer cu umiditate. Am înțeles. Pe radar, riscuri în Suceava avem, adică din punctul ăsta de vedere... Da, și aș vrea, din punctul de vedere al inundațiilor. Da, aici. Aici vreau să punctez. Sunt niște cauze atât naturale, cum să spun eu, obiective, aici nu ne putem... nu ne putem băga. Unde vreau, Doamne, să rupă. Dar sunt și niște cauze pe care le-am putea, eu știu, elimina. În primul rând, mă gândesc că una din cauze, deci din punctul meu de vedere, și probabil așa și este, o principală cauză sunt defrișările. Acum, știți cum e? Pentru că, să vă spun. O secundă, acest lucru pe care dumneavoastră îl spuneți, e pe buzele oricărui om care are cât de cât habar din punctul ăsta de vedere. Este imposibil ca defrișările să nu aibă o anumită importanță în economia acestui sistem. Este deci, atât din punct de vedere al evoluției torenților pe versanți. Versanți, în primul rând. Deci dați-vă seama că pădurea și cu vegetația și cu solul, în timpul unor precipitații abundente, unor torențiale, deci în timp scurt, pădurea, solul și vegetația de pe sol preiau aproximativ o treime din volumul de apă, pe care el se scurge după aia ușor spre cursurile de apă. Dați-vă seama când, în momentul în care nu este pădure, plouă odată, plouă de ori, se produce eroziunea solului, toată vegetația care e mai crescută, iarbă, e suprasaturată? Nu mai e suprasaturată. Se distruge oi la vale, se formează canale și roaie ugașe la vene, astfel încât toată masa de apă, toată cantitatea de apă care a căzut pe o suprafață, aceeași cantitate o regăsim imediat în cursul de apă. Da, e logic. Astfel încât, mă rog, cursul de apă principal, cel mai mare, nu poate să colecteze în timp scurt un volum atât de mare de apă, se întâmplă inevitabil inundații. Acele viituri, dacă discutăm, de aici pleacă viiturile, inclusiv din explicațiile noastre, că se poate declara în momentul în care... Și a doua problemă care vreau să puntez este colmatarea subtraveselor, poduri, podețe de diferite dimensiuni, de diferite soiuri, că sunt pe căi... Domnul Coronel, eu aș mai pune, că ați spus defrișările, evident... Iar defrișările au și o funcție... Intervenția umană, iar un alt aspect foarte important este exploatarea albiilor râurilor, unde N societăți comerciale care au exploatat pietrișul din zonă sau sortul sau cum se mai numește asta sau cum vreți să-i spuneți. Nu cred că au făcut după niște planuri foarte elaborate, astfel încât în momentul în care vine viitura generează mari probleme în respectivele exploatări și implicit în terenul de imediat de lângă. Asta este situația. Ce, din punctul ăsta de vedere, Inspectoratul pentru Situații de Urgență are doar atribuții în caz că se întâmplă ceva, dar sau aveți și pe linie de control? Este și pe linie de control împreună cu alte instituții, deci în cadrul unor comisii mixte, prin care se pot verifica modul de salubrizare a curselor de apă, dacă sunt, eu știu, obstacole, bușteni, pe Nalbia Majoră, pe maluri. E că vă căutați treabă, adică dacă nu vă pune, domne, asta trebuie dumneavoastră să-l scoateți de acolo, nu ne interesează cine, pe noi. Cine este administratorul, ăla trebuie să-și facă treaba. Da? Da. Da. Ne interesează, în primul rând, secțiunile podurilor să fie eliberate de vegetație care este adunată sau care a crescut sub poduri. Da. O ultimă întrebare către dumneavoastră. Cam câte intervenții ale smurtului aveți pe zi? O medie, așa.
În jur de 10 pe zi. Smur. 10 pe zi. Ambulanța, cazuri medicale. Păi nu, că eu tot aud sirenele. Asta adică... se adaugă la cele ale serviciului de ambulanță județean. Păi știu. Nu, nu, am întrebat ales Smurdului. Că dacă e, întrebăm pe domnul Martiniu, ce e la ambulanță, care și el, cred că, de două ori pe atât. Că sunt și de-astea foarte scurte, unde nu tu descarcerare, nu tu, nu? Da. Sistemul funcționează... E 112. Ăsta e un lucru bun. Orice s-ar întâmpla, omul trebuie să știe. Și dispeceratul inspectoratului în aceeași locație și funcționează integrat. Da, de acolo ați trimis. Și este un, este un medic coordonator care... La Smurd? La 112, pardon? La serviciul de ambulanță. La dispeceratul ambulanței? Da. A, care exact ca în filme, domne, pune mâna așa, fă așa, da? El gestionează problemele medicale. Ce mașină trimite, pe cine trimite... Partea de logistică, practic, medicală, cu ce se intervine, dacă merg colegii noștri la Smurd, dacă e un caz pentru serviciu de ambulanță, inclusiv pot să dea indicații către cei care se află pe mașini, dacă e un caz mai complicat sau... Am înțeles. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Ar mai mulțumim și noi. Data viitoare veniți la 7:30 sau... Tot... Îi mai așteptăm, dacă... Promite. Da? Ok, nu de alta, dar vă spun sincer, sunt foarte multe lucruri de spus și foarte multe... Cum? Am așteptat la lift. Da, aici a fost problema, vezi? M-ai certat degeaba, că oamenii așteptau jos. Dar eu nu te-am certat absolut deloc, doar că în loc să spui, au venit invitații, să te ridici, să rezolvi problema, tu ai început să te agiți. Agitând, te mai agita și pe mine. Drept pentru care te-am pedepsit și pentru horoscop, stimați telespectatori, sunați la numărul de telefon al postului nostru și cereți cu Angela să vă citească zodia în parte. Până de seara îți citești zodia într-una. Da? Toată lumea care te sună, sună telespectatorul, spune da, cu tare, berbec. Și tu începi. Sună al doilea, berbec. Până când ai să înveți zodia. Da. Ce să vă spun? Eu mi-aș dori ca Inspectoratul pentru Situații de Urgență să fie așa într-o vacanță continuă, perpetuă, dar nu se poate. Dar mi-aș dori să n-aveți treabă. Să vă știm acolo și să n-aveți treabă. Pe bune. Vă doresc din suflet. Asta ne-am dorit și noi, dar din păcate lucrurile rele se întâmplă. Și noi ne facem treaba atunci când... Trebuie să fiți acolo în primul rând. Bineînțeles. Mult succes. Mult succes și... Mulțumim. Mulțumim. Să aveți parte numai și numai de intervenții reușite. Stimați respectatori, atât pentru această ediție a matinalului nostru, până la momentul revederii, toate cele bune și tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.